Preamărit să fie numele Domnului, mare-i Dumnezeul nostru și vrednic de laudă, dragii mei, și întotdeauna încununat cu slavă și mărire binecuvântat să fie Domnul. La un moment dat, o persoană a fost întrebată, ce crezi tu, de fapt? Și persoana asta răspund, eu cred, ce crede biserica mea? La care a fost întrebată a doua întrebare, dar biserica ta ce crede? Biserica mea crede ce cred eu. Dar tu și biserica ta, ce credeți? Ce credem noi? E bine, dragii mei, de multe ori se întâmplă că nu avem, să zic eu așa, capacitatea să argumentăm ceea ce noi știm că trebuie să credem. Dar știm un lucru, noi suntem împreună cu majoritatea din biserică pe aceeași undă și de aceea noi cu majoritatea mergem înainte. Noi știm cum trebuie, dar nu știi că știi cum trebuie, că biserica noastră e mare și biserica noastră sunt mulți și dacă mulți știu bine, înseamnă că așa trebuie să fie. Vezi, neoastră, în vocabularul nostru de multe ori s-a furișat așa o expresie care am folosit-o. Biserica mea, sau biserica noastră, sau biserica ta, sau biserica voastră. Noi desigur înțelegem această expresie încercând să ne referim la localul unde frații se întâlnesc împreună, locul de închinare, am zice noi, adunarea, cum mai spunem în limba română. Înțelegem noi că este o expresie folosită într-un mod specific. În schimb, noi trebuie să recunoaștem, dragii mei, că acest cuvânt de biserică are o conotație deosebit de importantă. Biserica nu este a mea, biserica nu este a noastră, biserica nu este a voastră, biserica este a lui Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu și-a răscumpărat un popor și a făcut din noi o preoție și o împărăție pentru Dumnezeu Tatăl Său prin Iisus Hristos Domnul. De aceea recunoaștem că biserica nu este a noastră, este o expresie care o folosim. Biserica este a lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Biserica este a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos Domnul. Ea se găsește în Kitchener, în Detroit, în România, în America, unde vreți noastră, în Corint, de bună oară. Biserica este localizată undeva, dar biserica este una singură și este biserica lui Dumnezeu. Totuși, aceste expresii, dragii mei, de multe ori, pe lângă multele glume care noi le facem vis-a-vis de biserică, arată o stare de naționalism cu privire la biserica locală. Ca să definim cuvântul naționalism, înseamnă o ideologie sau o politică derivată din conceptul de națiune. Mai direct spus, o identificare cu propria națiune și sprijinirea intereselor acesteia, în special în excluderea sau în detrimentul intereselor altor națiuni. Ideea de naționalism derivă din faptul că noi suntem de aceeași nație și atunci noi ne unim împreună pentru aceleași interese și cei care nu sunt ca noi pot să plece să iasă afară. Numai noi suntem aceia care merită să aibă de toate. Naționalismul uneori face probleme în viața unora. Ei bine, dragii mei, și în viața bisericii s-a creat așa un fel de naționalism. În luna martie, anul acesta, circula o poză pe internet care, desigur, pe fondul acestei pandemii a fost creată și rog frații de la stație să ne ajute să ne pune acea imagine. Era o imagine cu două părți, de fapt era suprapus, dar acum, ca să fie un pic mai ușor de înțeles, le-am făcut mai mare ca să le vedem. Și prima parte a pozei spunea că așa arăta biserica în anul 2020. Niște oi care n-au niciun fel de viitor, care n-au nicio apărare, vai de capul lor, cu mască pe față. Dar mergea inițiatorul acestei idei să meargă mai departe. Vreau să la imaginea următoare și spunea de fapt cum ar trebui să arată biserica. Cam așa arată biserica. Niște lei luptători care îi mâncă pe toți, îi înghit pe toți. Așa ar trebui să arate biserica. Și pe fondul acestei pandemii s-a dovedit foarte mult cum arată naționalismul nostru bisericesc, dragii mei. Ideea în care noi suntem niște luptători feroce care nimeni nu ne poate sta împotriva noastră, un fel de invincibilitate bisericească. Și dacă noi ieșim afară, vai de capul tuturora. Și atunci această idee de naționalism a început foarte mult să creeze mentalitatea vis-a-vis de ceea ce ar trebui să fie în biserică și cum arată biserica. Mulțumesc celor de la stație. Pe fondul acestei mentalități de naționalism bisericesc s-au născut expresii precum biserica ex este cu adevărat o biserică slabă. De ce? Apălă ea și venim cu fel de fel de argumente. Vai de capul lor! Dacă ei ajung în rai, mare mine, ăștia nici nu cred că pot să ajungă în rai. Și pe fondul acestui naționalism bisericesc, pe unii i-am descalificat de la mântuire, pentru că nu seamănă cu tiparul nostru. Sau, de bună oară, vom spune, a, biserica Y este o biserică cu viziune, nu ca biserica mea. A, biserica mai slabă. Zicea cineva, bă, la noi s-o dat zăr
nici măcar lapte să nu se dea, știi? Biserica aia e biserică cu viziune, ăia au predici bune, la noi vai de capul nostru. Naționalismul bisericesc. Pe fondul acestei idei, unii vor spune că biserica Z este mai adaptată pentru contextul contemporan în care noi trăim, nu cu simplitatea și lipsa de perspectivă a bisericii noastre. Observați că pe fondul acestei mentalități s-au creat niște tiparuri după care noi ne orientăm în biserică. Și aici, dragii mei, acest naționalism a creat o platformă prin care două lucruri sunt observabile. În primul rând, eu sau noi judecăm alte biserici, cum spunea definiția naționalismului, în special în excluderea sau în detrimentul intereselor altor națiuni. Ori ne batem joc de ei, ori devenim acri în interiorul nostru că răspuns național pentru noi ar fi că numai noi mergem în rai. Și aceasta arată un fel de mândrie personală care noi avem. Dacă nu-s ca noi, n-au cum să ajungă în cer. Și observăm, dragii mei, că uneori facem astfel diferențe din cauza unui naționalism născut în noi. Sau alte biserici vor căuta să infiltreze alte biserici tot prin naționalism, pentru că atunci când o nație puternică vrea să cucerească alte nații. De bună oară spunea definiția noastră că identificarea cu propria națiune și sprijinirea intereselor acesteia. Pastorul Bill Johnson al Biserica Bethel din California spunea să luăm această cultură a trezirii care noi am creat-o și să o exportăm în afară prin muzică, care alții o cântă de la noi și în felul acesta vom exporta cultura noastră și în alte biserici. Dumnealui este proponentul acestei mișcări, noua reformație apostolică, care este mult combătută în ziua de astăzi de frați care caută să caute lumina Sfintelor Scripturii. Observați că prin aceste tiparuri de naționalism vom căuta fie să descalificăm pe unii, fie să încadrăm pe alții, fie să infiltrăm pe alții. Și atunci, dragii mei, aș vrea să vedem care este răspunsul biblic vis-a-vis de acest naționalism bisericesc și să observăm care este rolul și scopul bisericii. În special vis-a-vis de o expresie cum a fost această poză în care ne-am făcut niște tipare, ceea ce ar trebui să însemne biserica. Și de multe ori ne place să luptăm în domenii care chiar nu fac sens. Și dacă acolo biruim, ne gândim că aia înseamnă biruința bisericii, uitând că avem un loc de luptă mult mai profund, mult mai important, și care deseori nu suntem găsiți la locul de veche. De aceea, dragii mei, în această seară vom vorbi despre naționalismul bisericesc. Ca să înțelegem ce înseamnă biserica, va trebui să ne întoarcem înapoi în Sfânta Scriptură și foarte pe scurt, o mică incursiune să înțelegem ce înseamnă de fapt biserica ca și structură creată de Dumnezeu. Mai înainte ca să fi creat lumea, dragii mei, Dumnezeu adusese acest plan de mântuire al întregii omeniri și avea să se încadreze în ceea ce noi astăzi numim Biserica lui Dumnezeu. Ne spune Efeseni 3 cu versetul 8, dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Acest plan al mântuirii este unul veșnic, dragii mei, mai devreme să fi creat lumea, înainte să fi fost ales poporul Israel. Dumnezeu alesese în sine să-și construiască o biserică care să fie a Lui, prin oameni mântuiți chemați afară din lume la Dumnezeu. Și acest plan este o taină ascunsă din veșnicii, care n-a fost înțeles în Vechiul Testament. Prorocii Vechiului Testament anticipau că Dumnezeu va face o lucrare deosebită, dar nu puteau percepe ce este ea. Și ea s-a dovedit prin Iisus Hristos Domnul, în care cei care cred în El sunt mântuiți într-una și aceeași familie, în familia lui Dumnezeu numită Biserica lui Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Aceasta este Biserica lui Dumnezeu. Dar ca să înțelegem arhitectura acestei biserici, gândiți-vă la expresia Domnului Iisus Hristos. În Matei, în capitolul 16, spunea Domnul Hristos: și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Observați, dragii mei, ce spune Domnul Hristos.
Pe această piatră, pe contextul acestui verset, sau pe fondul acestui verset, s-au dat multe dezbateri teologice de-a lungul timpului. Pe baza acestui verset, Biserica Catolică a spus, Petru este fundația pe care stă biserica, este primul papă. Și de la Petru încoace derivă toți papii care au existat. De aceea, numai Biserica Catolică poate să intre în rai. Așa gândește Biserica Catolică. Pentru că Domnul a spus, pe această piatră, care e Petru, zic ei, s-a construit biserica. Întrebare este, oare este Petru piatra pe care să zic biserica lui Dumnezeu? Spunea Sfânta Scriptură prin Domnul gura Domnului Hristos, tu ești Petru și dacă vă uitați în subsolul Bibliei, veți găsi acolo două cuvinte din limba greacă, ca să înțelegem mai bine. Scrie un 1 lângă Petru și scrie jos Petros. Și pe această piatră, și scrie un 2 și jos scrie Petra. Pe această piatră îmi voi zidi biserica mea. Petros înseamnă o mică pietricică, o frântură mică dintr-o piatră. Pe când Petra înseamnă o rocă masivă, un zid imens de piatră. Și Domnul spunea în felul acesta, tu ești Petru, ești o pietricică foarte mică. Dar pe această piatră imensă, masivă, eu îmi voi zidi biserica mea. Care este piatra? Mai devreme spunea Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și zicea Domnul Hristos, pe această piatră eu îmi voi zidi biserica. Ca să observăm că aceasta este piatra, în 1 Corinteni, în capitolul 10, cu versetul 4, ni se spune că toți au băut din aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească. Și acolo în greacă spune dintr-o petra duhovnicească, o piatră masivă duhovnicească. Iar stânca aceasta era Hristos. Biserica lui Dumnezeu, dragii mei, este zidită pe Domnul Iisus Hristos. De aceea Domnul a spus că fiind zidită pe El, porțile locuinței morților nu vor putea birui biserica lui Dumnezeu. Ea rămâne în picioare pentru că stă ancorată în Domnul Hristos, mărit să-i fie numele. Ne spune mai departe în Efeseni, în capitolul 2, de la versetul 19 în jos, că de fapt noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Când se făcea o construcție, se punea o primă piatră și în linie cu aceea piatră continua întreaga construcție. Ea dădea direcția pentru absolut fiecare aspect al acelei construcții. Aia era piatra din capul unghiului. Și spunea Sfânta Scriptură, prin revelație dată prin Hristos apostolilor și prorocilor care au înțeles taina mântuirii dată de Dumnezeu, piatra din capul unghiului care dă direcție este Iisus Hristos, noi stăm zidiți pe această temelie. De aceea, dragii mei, cât va ținea veacurile, cât va fi biserica în picioare, această temelie nu se schimbă niciodată. Ea rămâne fondată pentru că Hristos își zidește biserica, mărit să fie Domnul. Și această temelie se numește învățătura apostolică găsită în Sfântul Cuvânt. Să nu trecem peste ce este scris. Observați că spune Domnul, eu îmi voi zidi biserica mea și biserica este, zicea Domnul, a mea. De aceea ne spune Pavel în saluturile frumoase din Roman, capitolul 16, și toate bisericile lui Hristos vă trimit salutări. Pentru că orice biserică care pretinde că este a lui Dumnezeu și trăiește în baza acestei învățături apostolice, se încadrează în singura biserică numită Biserica lui Iisus Hristos, dragii mei. Noi nu avem instituțiile noastre, noi nu avem corporații religioase, ci noi vrem să alcătuim un singur trup slăvit care este trupul Domnului Hristos, numit Biserica sa, lăudat să fie Domnul. Iar porțile locuinței morților nu vor birui biserica aceasta. La porțile cetății în vremea antică se făceau, dacă vreți, business-ul vremii acelea. Acolo se făceau planurile, acolo se punea la cale țara, cum zicem noi. Și spune Sfânta Scriptură, la locul unde se fac planurile împărăției morții, locul acela care face atacuri strategice împotriva bisericii, niciodată nu va putea să biruiască, adică nu va fi mai tare. Știți de ce? Pentru că cel ce stă în fruntea bisericii este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Său. De aceea ne spunea în Apocalipsa, capitolul 3, dragii mei, despre o biserică foarte slabă, Biserica Filadelfia. Dacă luăm tiparul acesta profetic, Biserica Filadelfia coincide cu biserica din secolul 20, biserica generației bunicilor noștri, care au dus Evanghelia pe la cortina de fier, care au biruit în luptele comunismului și care au rămas în picioare. Și observați ce spune Domnul Hristos. Adevărat, iată ce zice cel ce este sfânt,
sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Observați, dragii mei, că a venit comunismul și au zis comuniștii vom reuși să dărâmăm, să distrugem biserica prin tortură, prin persecuție, prin amenințări, vom închide porțile. Și observați, dragii mei, că a căzut comunismul de 30 de ani și biserica încă este în picioare. De ce, dragii mei? Pentru că cel ce zidește biserica, cel ce apără biserica, cel ce îi dă direcție, putere, apărare, este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. El este capul, ziditorul bisericii. De aceea spunea textul citit în această seară că El este pus ca și căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui. Noi suntem trupul Domnului Hristos, împreună mădulare unii altora, și Cel care este stăpân peste tot ceea ce se întâmplă este Domnul Hristos. Și este adevărat că în timp anumite forme s-au schimbat, că nu forma contează, dar principiile rămân neschimbabile. Îngăduiți-mi să vă dau două exemple. Forma ar fi dacă ne rugăm în picioare sau pe genunchi, dacă ne rugăm cu voce tare toți la oaltă în comun sau pe rând. Asta este forma. Principiul este că biserica trebuie să se roage. Cât va ține biserica, rugăciunea nu va dispărea. Ea este un loc esențial în viața bisericii. Forma, dragii mei, se schimbă. Că poartă femeia pălărie, că poartă batic, că poartă mahramă, că poartă cum le zune voastră, asta este forma. Principiul este capul să fie acoperit la femeie atunci când vine la închinare. Principiul acesta nu se schimbă niciodată, că în timp formele s-au schimbat, asta este ținut de cultura noastră. Dar, dragii mei, acest principiu rămâne în picioare. Și atunci observăm că, încă o dată vrem să recapitulăm, ziditorul care și-a făcut biserica este Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul. Cel care este stăpân peste biserică este Hristos Domnul. Și singurul care are voie să schimbe direcția este Iisus Hristos Domnul. Dar noi știm că în Hristos nu este nici mutare, nici umbră de mutare. Și atunci, cât va fi viacurile, biserica rămâne una și aceeași, lăudat să fie Domnul. Dar acum vreau să facem o diferențiere între două cuvinte care de multe ori pe noi ne încurcă și de unde derivă multele noastre dureri. Anume cuvântul adunare și cuvântul biserică. Pe când, dragii mei, noi avem foarte multe locuri de închinare în întreaga lume și mai mulți pretindem că suntem a lui Dumnezeu, noi reprezentăm niște adunări locale. Biserica, în schimb, este una singură și ea cuprinde credincioși de pe toată fața pământului care sunt cuprinși în adunările noastre. Doar aceia cu adevărat mântuiți sunt cei care compun biserica lui Dumnezeu. Știți când se va vedea cine este cu adevărat biserică? La răpire, dragii mei. Când va veni Iisus Hristos Domnul, își va lua mireasa acasă. Și atunci, din mijlocul adunărilor locale, vor dispărea doar aceia care cu adevărat sunt al lui Iisus Hristos. Pentru că până atunci, cele 10 fecioare, sunt toate 10 fecioare, sunt toate 10 îmbrăcate la fel, sunt toate 10 cu aceeași așteptare, sunt toate 10 aproape greu de identificat că ar fi diferite. Dar totuși, este ceva ce face diferența. Și aici mă întorc înapoi la noi care spune că suntem penticostali înrăiți și credem în lucrarea Duhului Sfânt. Dragii mei, mă bucur și iubesc lucrarea Duhului Sfânt. Cred din toată inima ceea ce spune Sfânta Scriptură vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt. Și un semn exterior al botezului cu Duhul Sfânt este, dragii mei, vorbirea în alte limbi. Dar vreau să vă spun, cel mai esențial semn, cea mai esențială dovadă că Duhul Sfânt a botezat pe cineva este sfințirea care Dumnezeu lucrează în viața credincioșului. Degeaba ai fost la stăruință și ai plâns o seară și ți-ai udat cămașa și ai spus după aceea, am avut câteva cuvinte. Dacă în viața ta nu se vede sfințirea, sfințirea aceea se vede în plinătatea unde lemnului care curge tot mai mult în viața ta, ca unde lemnul de preț care curge pe barba lui Aron, de pe cap, apoi pe veșminte și îți schimbă cu adevărat viața Duhul Sfânt. N-ai nevoie de nici de predici, nici de lecturi, nici de seminare, ci Duhul Sfânt ne învață și ne schimbă. Măriți să fie numele Domnului! O biserică cu adevărat plină de Duhul Sfânt se observă prin trăirea, prin conduita ei, că unde lemnul sfânt a atins toate cămăruțele inimii celui care a fost mântuit. Și atunci, dragii mei, în ziua acea răpire, doar aceia care au fost cu adevărat sfințiți de Duhul Sfânt, ăia
vor pleca la răpire. Și eu îmi doresc, noi toți să fim oamenii aceia, Doamne ajută la aceasta. Dar observați cele două cuvinte care noi le folosim, adunare și biserică. Problema care noi avem de multe ori este că le încurcăm pe cele două. Frate Dani spunea mai devreme despre Numeri capitolul 11. Adunăturii de oameni care au ieșit din Egipt, li s-a făcut poftă și chiar copiii lui Israel au început să cârtească. Adică grupul ăla care nu erau din Israel, dar erau și că au ieșit evrei, plecăm și noi, alți sclavi, alte nații, alți oameni, bă, și Dumnezeu sau lui Israel face niște lucrări foarte interesante, hai să vedem ce-o fi cu ei. Și pe drum, la adunătura asta care nu erau israeliți, li s-a făcut poftă de mâncare. Tot vorbind între ei de castraveți din Egipt, de friptură foarte bună, de ce-o făcut ei acolo, izraeliții acum își amintesc, mă, e adevărat, mâncam bine, era frumos. Măi, Moise, dar aici n-avem nici măcar carne, nici apă, nici este foarte greu, de ce ne-ai scos afară? Adunătura este problema fundamentală. Noi, dragii mei, vreau să vă spun că de multe ori confundăm cuvântul adunare cu biserică și aici este problema. Nu suport biserica asta. Te judecă, vorbesc de rău. Mă, dar hai să te întreb, cine te-a judecat și te-a vorbit de rău? A, păi știu eu. Hai spune sincer. A, păi două persoane. Măi, alea două persoane, dacă astfel de lucruri fac parte din adunătură. Dacă erau din biserică, aveau dragostea Duhului Sfânt în inima lor, aveau răbdare, aveau acea capacitate să iubească, să ierte, să meargă mai departe. Dă și să adunătură. Și pentru doi din adunătură, tu lepezi toată biserica. E, aici este o problemă. Dar pentru noi, adunătura și biserica este cam sinonimă. Și atunci punem cuvântul biserică imediat. Vreau să vă spun, dragii mei, naționalismul bisericesc întotdeauna se naște din sânul adunăturii. Și nu din sânul Bisericii lui Hristos. Pentru că adunătura vine cu idei noi. Pentru că dacă n-au de-a face cu Dumnezeu propriu zis, vor căuta artificii care să le facă viața mai frumoasă. Eram cu fratele Vasile Hozan odată la o biserică și discutam cu frați care erau acolo. Ei nu aveau, să zic, o biserică propriu zis. Erau câteva familii care participau în locul unde mergeam noi să-i vizităm atunci. Și ziceau dumnealor, că mâine nu știu dacă ne putem întâlni. Dar fratele Zan spune, dar cât sunteți în biserică? Păi numai noi ăștia patru care suntem aici. Dar și care e problema? Nu puteți vota acum? Păi zice, cred că am putea să ne întâlnim dimineață. Bun, dimineață ne întâlnim, sau e de vorbă între ei. Fratele Zan spune, acum începem să ne rugăm. Dar frate, deja ne rugăm. Dar voi, biserică, frații mei, program de adunare. Dar zic ei, frate, noi sincer am vrea așa un fel de întâlnire, să bem un ceai împreună, să mai stăm de vorbă, așa facem o rugăciune și mai plecăm acasă. Observați, dragii mei, pentru unii, adunătura dorește ceva simplu, un club social. Răbdăm o predică dacă e nevoie, răbdăm o prorocie și o rugăciune nea mai grea, mai stăm, ne uităm pe sus, mai numărăm pe ceas și după aceea măcar stăm de vorbă. Observați că biserica îl vrea pe Dumnezeu, adunătura, caută ceea ce n-ar de face cu Dumnezeu. Într-o altă biserică s-a pus la discuție dacă ar mai fi potrivit să mai facă ori de rugăciune. Pentru că oricum veneau foarte puțin și au votat în adunare generală ca să scoată afară ora de rugăciune. Programul începe de la ora 10 cu un timp de worship de 40 de minute, câteva exemple și lucruri frumoase, după care o predică mai scurtă și plecăm acasă. Dar au mers mai departe, văzând că nu mai vin frații oricum, au cancelat și programul de seară. Măcar avem numai unul și să nu fie prea greu de suferit pentru oamenii care vin la adunare. Observați ce se întâmplă și acestea pornesc din sânul adunăturii, nu din sânul Bisericii lui Hristos. Biserica este porumbița aceea care așteaptă glasul Mântuitorului, care vrea stăruința, care vrea rugăciunea, care iubește cuvântul, care stă înaintea Domnului. Adunătura spune, măi, fă ceva să râdem și noi un picuț. O biserică mare, stimată, super biserică, mega biserică din America, avea păstorul ei spunând așa, în ziua când l-ai primit pe Iisus Hristos este ultima zi când mai ești membru bisericii acesteia. În ziua când vei deveni matur spiritual, nu mai ai ce să vii la biserica aceasta. Este live video, acest păstor spune aceasta. În biserica aceasta avem nevoie de oameni care nu sunt maturi spirituali. Dacă vrei să fii un obez spiritual, pleacă la altă biserică. Aici nu avem nevoie de tine. Și eu mă gândesc, oare în biserica primară nu se predica cuvântul? În biserica primară nu erau rugăciuni? În biserica primară nu lucra Duhul Sfânt? În biserica primară eram chemați să ajungem la plinătatea cunoștinței lui Iisus Hristos? Doamne ajută la aceasta! Când s-a schimbat biserica? Dacă Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci.
Biserica nu se schimbă, dar adunătura vrea să facă schimbări. Și atunci, dragii mei, vreau să vă spun că întotdeauna adunătura, adunarea, așa zisă, este catalizatorul schimbărilor lumești în sânul comunităților creștine, deoarece omul carnal nu este împlinit de ceea ce este duhovnicesc și îl așteaptă divertisment ca să se simtă bine. Vă dau un citat din partea prințului predicatorilor Charles Spurgeon și este tăios și dureros. Iertați-mă, nu eu îl spun. L-a spus acest păstor foarte mare și foarte renumit. Spunea Spurgeon așa: va veni vremea când în loc ca păstorii să hrănească oile, biserica va avea clovni care să înveselească caprele. Sună dur, sună foarte dur. Dar este o realizare prin Duhul Sfânt a acestui om, din vremea aceea observând deja tendințe lumești care se infiltrau în sânul bisericii. Va veni vremea când oamenii, în loc să asculte cuvântul sănătos, să caute, să crească spre mântuire, vor vrea divertisment, să se simtă bine. Și Leonard Ravenhill spunea: pentru că lipsește bucuria Duhului Sfânt din adunare, oamenii au inventat divertismentul. Și zicea el: distracția, divertismentul este înlocuitorul diavolului pentru bucurie. Cu cât mai mult ai bucurie în Domnul, cu atât mai puțină distracție ai nevoie. Și observați ce se întâmplă în sânul bisericilor moderne. Când am ajuns să facem show de comedie de la amvon, când am ajuns să facem totul cât mai simplu, ca nu cumva să se șifoneze cineva, când e frică să predicăm de păcat, că te pune oamenii că ești legalist, că ești cine știe fanatic. Dar, dragii mei, eu vreau să vă spun un lucru în această seară: acest cuvânt al lui Dumnezeu nu se schimbă. Și cel ce este capul bisericii este Iisus Hristos, Domnul. Și de s-a schimbat toată lumea, biserica rămâne în picioare, că a spus-o Mântuitorul: măriți să fie numele Domnului. Și eu îmi doresc adunarea aceasta din Kitchener să fie cu adevărat egală cu biserica lui Iisus Hristos și niciunul din noi să nu ne încadrăm în rangul celor care așteaptă divertisment și nu ceea ce vrea Domnul. Dar îmi pun o întrebare atunci. Atunci, care este scopul bisericii? Dacă tot venim împreună în fiecare săptămână, stați aici și marți și joi cu noi și duminică, unii ori și cânte o vineri seara rugăciune, oare care este scopul bisericii până la urmă, dacă tot așa de mare problemă cu adunarea și cu biserica? Hai să observăm pe scurt, dragii mei, patru lucruri care definesc rolul și scopul bisericii lui Iisus Hristos. În primul rând, dragii mei, biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia adevărului. Ne spune 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 15: dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Trăim într-o lume a relativismului, în care ce cred eu e bine și ce crezi tu e egal la fel de bine. Și dacă eu cred că soarele este galben și tu crezi că soarele este negru, amândoi avem dreptate, pentru că asta spune relativismul. Și dacă nu mă credeți, dragii mei, întrebați pe oameni care sunt în societatea înaltă, că așa vor spune, ca nu cumva să ofensezi pe cineva, să vină de la Human Resources o scrisoare că ai făcut probleme, spune cum zice el. Dacă el crede că e pisică, e pisică, dacă crede că e câine, e câine, dacă crede că e om, e om. Tu nu m-ai spus, da, așa este. Asta înseamnă relativism. E bine, Iisus Hristos spunea: eu sunt calea, adevărul și viața. Pilat întreabă la un moment dat: ce este adevărul? Și era greșit pusă întrebarea, pentru că întrebarea era: cine este adevărul? Adevărul izvorăște din Dumnezeu, dragii mei, și doar ceea ce Dumnezeu a stabilit că trebuie, aceea este adevăr. Oriceea ce nu este în limitele care Dumnezeu le vrea, este minciună. De aceea spune că afară sunt mincinoși și cei ce trăiesc în minciună, cei ce au o viață care nu este după cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul. Vreau să vă spun că viața noastră trăită în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu înseamnă să ne lăsăm cu adevărat modelați de cuvântul lui Dumnezeu, să fim consacrați, și asta ne duce, dragii mei, să facem ceea ce Dumnezeu vrea, anume să evangelizăm. Și vreau să vă spun, biserica n-are nevoie nici de protest, nici de petiții. Așa de democratic ne-au învățat și pe noi americanii, că atunci când dăm de un bai, știm că putem să facem petiții. Sunăm la Member of Parliament, la prim-ministru, la câștii, și facem petiții și mă afară cu pancar de sus: noi avem drepturi, noi suntem biserică și avem drepturi. Și ne-am prins și noi de capitalismul ăsta, dragii mei. Eu vreau să vă dau un exemplu în această seară, care sper să fie cât se poate grăitor, și să observați ce s-a întâmplat în viața noastră de a-mi pierdut eficiența. Ne spune Sfânta Scriptură, în
cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, despre o revoltă care s-a întâmplat în oraș, nu făcut de biserică, făcut de niște oameni din lume. Și ne spune versetul 24, un argintar numit Dimitrie făcea temple din argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria noastră. Să vedeți și să auziți că Pavel acesta, numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine în acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Și acum auziți, cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana Efesenilor. Ăștia făceau protest, au ieșit în stradă, țipau, mare Diana Efesenilor, lăsați-ne să muncim, lăsați-ne să facem bani, ce aveți voi cu noi? Și au zis, ce eu pe cap ăștia în halul ăsta? Care a fost problema? Un bătrânel, bolnav, un pic gârbov și urât la chip, numit Pavel, le strică afacerea. Și eu mă întreb, ce-a făcut Pavel ăsta? O fi sunat la careva din proconsul de sus acolo să dea un fel de scrisoare, să nu mai creadă oamenii în Diana zeița Efesenilor. O făcut Pavel un fel de petiție cu alți creștini să oprească în școală închinarea la Diana. O fi făcut Pavel gură în stradă, băi, oameni buni, noi suntem cu drepturile umane și are loc și Jehova pe lângă Diana. Nici de cum. Observați ce face acest apostolul Pavel. Câteva versete mai devreme, în versetul 8. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea rodului, Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi în norod, în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Observați aici ceva. Pavel nu face petiție, Pavel nu face protest, Pavel nu semnează documente, Pavel nu merge la ministerul nu știu care. Pavel predică Evanghelia, atâta. Predică despre Dumnezeu, predică în piață, predică în stradă, atât, nimic altceva. Ce-a fost în omul ăsta bătrân și slab, de o cetate întreagă intră în panică că Pavel le strică. Mai n-au făcut protest, n-au țipat, n-au făcut nimica, ci au panicat pe ăștia în halul ăsta. Dar aveau justiția de partea lor, aveau drepturile omului, aveau legea care stima pe Diana. Ce o speria pe ăștia în halul ăsta? Ne spune versetul 11, dragii mei. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Dragii mei, dacă biserica modernă a pierdut ceva prin naționalismul ei, e că am învățat să facem petiții, am învățat să facem proteste, să țipăm în stradă, am pierdut puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Și mă rog în această seară, Doamne, mai botează biserica cu Duhul Sfânt. Am pierdut puterea Duhului Sfânt. Ne-am măgulit că am vorbit în limbi odată și am plecat acasă. Unde este prorocia? Unde este vindecarea? Când a fost ultima oară când în casa ta l-ai văzut pe Dumnezeu la lucru? Nu că a venit păstorul, te-ai rugat tu și te-a ascultat Dumnezeu. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea, mărit să fie numele Domnului. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, dragii mei, nu care au diplomă, nu care sunt păstori, nu care sunt ordinați, sunt o clasă de oameni chemați de Dumnezeu, dar oricine crede are acces la Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul, mărit să-i fie numele. Când a fost ultima oară când te-a însoțit pe tine acasă prezența Duhului Sfânt? Când a fost ultima oară când ai vorbit cu un coleg de atunci? Băi, mi se ridică părul pe mine, ce cuvinte sunt astea? Dar eu nu sunt predicator, dar eu mă bâlbui când vorbesc, dar eu am zis despre Iisus și prezența Duhului Sfânt era în tine. Dragii mei, ne-am prins de naționalism cu bisericesc și am făcut petiții și am țipat și cerem drepturi și vrem în școli să schimbăm toate lucrurile, uitând că Dumnezeu ne-a chemat ca biserică să fim stâlpul și temelia adevărului. Doamne, ajută la aceasta! Și Duhul adevărului ne face să fim cu adevărat un stâlp al adevărului. Doamne, umple biserica cu Duhul Sfânt. Tot mai mult în zilele acestea m-a frământat acest lucru. Vorbeam cu fratele păstor Daniel Bârsan și spuneam, nu ți se pare că am pus accentul strict pe un singur lucru? Hai la stăpânță, vorbești în limbi, pleacă acasă. Și dragii mei, revin, este biblic că un semn exterior al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Dar unde apare sfințirea în viața noastră? Când mai vorbim de sfințire? Că mulți vorbesc în limbi, dragii mei, și viața lor
nu s-a schimbat. Este o taină foarte ciudată, dar vreau să vă spun, din nefericire, în iad vor ajunge oameni care au vorbit în limbi, care au prorocit, care au făcut minuni. Dacă nu-ți sfințește Dumnezeu viața, degeaba jertfe exterioare. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să sfințească întreg poporul. Începând cu mine primul și cu dumneavoastră toți împreună, Doamne ajută la aceasta. În al doilea rând, dragii mei, scopul bisericii nu-i să facă competiție națională între alte biserici, ci este, dragii mei, să fie un conservant în lumea aceasta. Matei, capitolul 5, ne spune, versetul 13, voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Voi sunteți sarea pământului. Știți că sarea este indispensabilă pentru orice mâncare? Nu mâncare bună, orice mâncare, ai nevoie de sare. Simți imediat dacă n-ai pus sare într-o mâncare. Ca să nu mai spun, dragii mei, în lumea în care noi trăim, este nevoie de sare, ea dă gust. Și mai mult, sare este ceea care ține aceste lucruri care noi le avem ca și mâncăruri să nu se strice. Este conservantul pentru mâncarea care noi avem. Până să fie frigidere, sare era folosit ca și conservant. Și m-am întrebat cum își poate pierde sarea gustul. Studiind aceasta cu mai mult timp în urmă, am observat că era un fel de sare care avea contaminanți pe ea. În momentul când intra în contact cu apa sau cu umiditatea, ceea ce era sodiu din sare se topea și rămânea strict numai niște mizerii care erau legate de sare. Păreau că-i sare, dar nu-i sare. Niciun gust și era bună strict de aruncat la gunoi. Creștinul are niște valori extraordinare, date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și pe lângă noi, oamenii vor căuta să ne contamineze cu gânduri, cu vorbe, cu situații care nu sunt bune. Dacă apa lumii acesteia atinge sarea care este în tine și topește ceea ce este sfânt, în urmă rămâne strict zgură și faptele firii pământești. De aceea spune Apostolul Pavel, nu vă înșelați, dragii mei, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dar eu mă gândeam că orice tovărășie, când vine un pocăit, îi schimbă pe alții. Mai degrabă te corupe pe tine, pentru că noi suntem slabi. Avem nevoie de acea putere a Duhului Sfânt, consecventă, constantă în viața noastră, ca să biruim împotriva lumii acesteia. Și dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună de nimic decât aruncat afară. Știți care este motivul pentru care lumea aceasta încă n-a luat-o la râpă cu totul, dragii mei? Noi credem că e rău afară, încă nu-i rău afară. Vor veni zile când va fi mai rău. Știți de ce încă nu s-a dus cu totul la râpă lumea aceasta? Pentru că încă mai este biserica în lumea aceasta. Pentru că încă mai este sare care mai oprește infecția, dragii mei. Și atunci, ca și biserică, suntem chemați să stăm tari în fața adevărului Dumnezeu și să rostim cu fermitate că Dumnezeu a făcut căsătoria între un bărbat și o singură femeie, îi planul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu condamnă vehement homosexualitatea și orice fel de imoralitate și acești oameni, dacă nu se pocăiesc, vor ajunge în iad unde merg păcătoșii. Suntem chemați să stăm pe baricade, să spunem că avortul este o crimă și un păcat odios în ochii lui Dumnezeu. Suntem chemați să spunem că lăcomia de bani și această goană după vânt care face inegalitate și face pe cel sărac mai sărac și pe cel bogat în abundență, este un păcat în ochii lui Dumnezeu, dragii mei. Asta este chemată biserica să facă. Nu, noi strigăm după măști. Doamne, fer să ne pui masca. Ai biserică reală care se luptă cu masca. Biserica reală care se luptă împotriva sistemului, care stă în picioare. Dragii mei, am ales luptele greșite și am uitat adevăratele lupte care trebuie să le luptăm. Când a fost ultima oară când la lucru ți-ai exprimat punctul de vedere din prismă biblică? Oh, eu sunt pe invers. Oh, nu vreau să jignesc pe nimeni. La fiecare cu alegerea lui. Ai curaj să spun, Dumnezeu pe mine mă învață că a creat omul, bărbat și femeie, nu altceva. Ai curaj să spui aceasta? Poate te costă. Poate într-o zi vom ajunge în închisoare, dragii mei. Dar ăsta e costul care ne cheamă Dumnezeu să-l dăm pentru biserica lui Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu a lăsat cerul ca să ne mântuie cu noi, pe noi. A plătit cel mai înalt preț. Și noi credem că mântuirea e ieftină. Așa a intrat în har, picioarele pe bancă și până în rai cu Dumnezeu, direct acolo îi ajunge. Dragii mei, pentru unii, mântuirea i-a costat totul. Pe unii, mântuirea aceasta și pocăința i-a costat viața lor. Noi încă n-am plătit, încă nu ne-am împotrivit până la sânge. Poate vine ziua, Doamne, întărește-ne pentru aceasta. Dar biserica este sare, este un conservant în lumea aceasta. Și atunci aș striga și eu ca Isaia, fraților, la lege și la mărturie.
Să ne ajute Dumnezeu să ne întoarcem înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Să stăm tari în fața Cuvântului Domnului, nemișcați în fața lumii acesteia și cu Cuvântul înainte să pătrundem până în cele mai adânci cămăruțe ale celui rău, biruind în forțele întunericului și câștigând oameni pentru Dumnezeu. Căci armele care noi ne luptăm nu sunt din firea pământească, nu sunt pe creioane și petiții și alte foi, ci armele noastre sunt întărite de Duhul Sfânt, în stare să dărâme aceste ziduri mari create și noi supunem orice gând și îl facem rob ascultării de Hristos. Prin ce, dragii mei? Prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, îmbracă biserica cu Duhul Tău cel Sfânt. Biserica este chemată să fie stâlpul și temelia adevărului, să stea în fața oricărei lupte. Biserica este chemată să fie conservant în lume, dragii mei. Știți că mai are biserica un rol în lumea aceasta? Nu să facă petiții, show pe internet, discuții pe Facebook și pe Instagram. Biserica este chemată, dragii mei, să fie elementul care amână judecata care va veni. Știți că are și rolul acesta biserica? Ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, că vine o zi când pentru cei mai mulți, ca un hoț va apărea și pur și simplu va fi o groază. Oamenii vor tremura, se vor speria, vor țipa, vor plânge, ca peste o femeie însărcinată. Dar voi, 5:4, 1 Tesaloniceni, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Și de aceea ne spune versetul 9, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, Dumnezeu va aduce o zi de judecată peste acest pământ pentru toate păcatele care s-au făcut de-a lungul omenirii. Și cartea Apocalipsa prezintă cum Dumnezeu sistematic va nimici pământul acesta pentru toate păcatele care s-au făcut. Dacă noi ca oameni, când auzim de copii avortați, când auzim de câte crime urâte se fac în lumea aceasta, strigăm, dar cum mai rabde Dumnezeu? Gândiți-vă la Dumnezeu care le știe pe toate. Și Biblia ne spune că Dumnezeu are o îndelungă răbdare așteptând ca toți să vină la pocăință. Dar atunci biserica este, dacă vezi, acea frână care încă oprește să vină mânia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, noi încă n-am ajuns unde era Sodoma și Gomora. Dacă citiți atent acel text, veți observa un lucru cutremurător. Anume, noi nu vorbim despre homosexualitate, dragii mei, ci oamenii aceștia săvârșeau acte murdare în stradă, în văzul tuturor. Pentru că atunci când vin cei doi îngeri la Sodoma, vin oamenii bătrâni și tineri din toată cetatea și zic așa, scoate afară pe oamenii aceia ca să ne împreunăm cu ei. Așa de spurcat a ajuns locul din Sodoma și Gomora. Noi spune că e Sodoma aici la noi în Canada, în America. Da, de unde, frații mei? Încă n-am văzut noi ce înseamnă Sodoma și Gomora. Atât de urât era încât Dumnezeu a decis că nimicește cu desăvârșire cetatea. Și totuși, n-a făcut-o până nu a răpit, dacă vreți proverbial, pe Lot și familia lui. Nu mi se pare interesant că spun îngerii, grăbește-te, că nu pot să fac nimic până nu ieși, până nu pleci. Dumnezeu nu va răsfrânge mânia cât încă este biserica. În momentul când vine răpirea și biserica este luată, va rămâne o lume murdară și păcătoasă și Dumnezeu va distruge, va pedepsi tot păcatul care s-a făcut pe pământul acesta. Noi suntem elementul care încă mai amânăm judecata divină a lui Dumnezeu și noi spunem, vai ce fain de noi. Nu, dragii mei, ce responsabilitate enormă, că Dumnezeu are o îndelungă răbdare ca tot să vină la pocăință. Dar cum se vor pocăi, spunea Pavel în Roman 10, dacă nu este un propovăduitor? Și cine se propovăduiască? Păi evangheliști, ei care sunt, nu, dragii mei? Noi suntem evangheliști. Fiecare în dreptul nostru, în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, suntem un evanghelist. Știți care este scopul venirii la biserică? Să ne întărim spiritual, să ne încărcăm cu putere, să fim echipați spiritual de slujitori prin argumentele potrivite, ca mai apoi plecând afară, fiecare să fie un mini-predicator pentru lume. Doamne, ajută la aceasta! Biserica este elementul care amână judecata care va veni, dragii mei. Ăsta e scopul bisericii. Și noi credem că prin petiții, prin strigări, prin să ne facem nou un confort mai bun, să ne lasem în pace, să ne chinăm, să facă ei ce vor. Nu, dragii mei, să predicăm până toată lumea se pocăiește, până toți vin la sfânta pocăință. Doamne, ajută la aceasta. Și în ultimul rând, și asta nu ne place, biserica mea are un scop, dragii mei, să fie o mărturie a lui Dumnezeu prin suferință. Ne spune
tot cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 4, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vretnici ca să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim oamenilor așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, știți bine că niciodată n-am trebuințat cuvinte măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși, ca apostol al Hristos, am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Și astfel, așa de dragi ne-ați ajuns, încât ați ajuns în stare să fie, dacă va fi nevoie, să muriți pentru noi. Și Dumnezeu v-a făcut martori și părtași cu noi la aceeași biserică care trebuie să sufere. Mere mai departe Apostolul Pavel. Observați, Dumnezeu ne-a făcut părtași la suferință ca biserică, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă să fim gata să suferim pentru împărăția Lui. Știți de ce? Pentru că crezi atât de mult până te costă. Până te costă crezi orice. Dar când te costă, vedem cu adevărat ceea ce crezi. Și de aceea se dovedește ceea ce noi credem cu adevărat în momentul când va trebui să plătim un preț. Câte unul spune, până aici e limita. Nu. Dacă mi-atinge casa, nu mai pot. Cineva spunea, până la copii. În momentul când mi-atinge copiii, mai degrabă mă lepet. Dumnezeu trebuie să înțeleagă că eu am copii, nu mi-e ușor. Dragii mei, costul pentru mântuire poate duce până acolo că vom pierde viața. Nu copii, nu casa, nu banii. Viața noastră personală. Și atunci eu mă întreb, suntem gata să plătim un astfel de preț? Poate în această vreme de pandemie, în timpul cât a fost, dragii mei, aceste presiuni, anumite lucruri ne-au speriat și am fost gata să cedăm în anumite lucruri. Și nu fac aici aluzie la niciun fel de lucru, dragii mei. Dar poate anumite lucruri ne-au pus în cumpănă și am zis, mai degrabă plecăm, ne mutăm, fugim, schimbăm, ca să scăpăm de presiune. Dar cine vom face când nu va fi unde să fugi? Când nu vei avea o șansă să ieși afară? Ce te vei face atunci? Știți că spunea Apostolul Pavel că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, prin suferințe, prin persecuții, prin bătăi, prin chinuri. Noi încă n-am plătit pentru credință, dragii mei. Alții au plătit din greu pentru aceasta. Noi, prin Harul Lui, suntem într-o țară liberă, avem confort și de toate. Dar vine ziua când va trebui să plătim. Atunci se vede cu adevărat mărturia bisericii. Crezând Dumnezeu, da. No, bine, dacă crezi în Dumnezeu, am să-ți iau cu tare lucru. Și tu spui, mă duc mai departe, cred în Dumnezeu. Chiar crezi? Păi te ameninți cu asta. Eu nu mă dau în lături, cred în Dumnezeu. Măi, dacă crezi în Dumnezeu, te omor. Și până la urmă își dă omul seama că dacă ăsta e gata să moară pentru ceea ce crede, înseamnă că ceea ce crede chiar are o fundație, e real. Despre frumoasa cântare, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Se spunea că a fost compusă, dacă vreți, primită de la Dumnezeu, de un misionar din Africa, din India, dacă nu greșesc. La un moment dat, când predica acolo, șeful tribului a auzit despre acest om care predică pe un alt Dumnezeu. Și a chemat tribul, și a chemat acest om și a spus, dacă nu te lepezi de Hristosul acesta al tău, te omorâm pe tine și pe familia ta. Și el rostește cuvintele acestea. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și eu înapoi n-am să dau. La care i-au spus, dacă nu dai înapoi, îți vom omorâ familia. Și zicea mai departe el, crucea este înaintea mea, lumea este în urmă, eu înapoi n-am să dau. I-a omorât copiii și a zis, dacă nu te lepezi de Dumnezeu, te omorâm și pe tine. Și el spune, chiar dacă mă duc singur, eu nu dau înapoi, Iisus Hristos m-a chemat să îl urmez mai departe. Și a murit. În urma morții sale, ne spune istoria creștină, că tribul acela s-a întors la Dumnezeu, spunând șeful tribului, dacă omul ăsta a fost gata să plătească cu viața lui pentru acest Iisus, înseamnă că este cu adevărat ceva special în acest nume și în această chemare. Cât de mult te costă pe tine mântuirea? Cât de mult ești gata să plătești pentru Dumnezeu? Scopul, chemarea bisericii, este să se plătească până la capăt, dacă va fi nevoie, cu mărturie în fața lui Dumnezeu. Și martor înseamnă sinonim în greacă cu martir, pentru că martirul este ăla care e gata să moară pentru ceea ce a văzut cu ochii lui și a atins cu mâinile sale. Noi l-am văzut pe Dumnezeu, dragii mei. Noi l-am simțit pe Dumnezeu. În biserica asta Dumnezeu a făcut minuni, vindecări, eliberări și a dovedit slava și puterea. Pe mine n-are cum să mă convingă cineva că Dumnezeu nu există. E mare și viu Domnul Dumnezeul nostru. Și într-o zi de va fi nevoie să plătim cu viața. Doamne, ajută-ne să mergem până la capăt. Naționalismul bisericesc ne învață să luptăm pentru lucruri care nu fac sens, care sunt egal cu zero. Și dacă le câștigăm, credem că, vezi, Doamne, ce mare roi suntem noi, dragii mei. Nu-i aia biserică tare care face gură. Nu-i aia biserică tare care face protest și face cine știe ce țipete în mijlocul societății.
Biserica adevărată și puternică este aia care e gata să fie un stâlp și o temelie adevărului pentru Dumnezeu și pentru lumea aceasta. Să fie un conservant în lume care să oprească, dacă vreți, aceea judecată divină care vine așteptând, zăbovind, să mai vină alții la sfânta pocăință și care e gata să plătească cu viața și dând tribut lui Dumnezeu cu însuși sângele lor. Eu mă rog noi să fim biserica aceea. Și nu doar o adunare, ci o biserică sfântă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Doamne, întărește-ne. Amin.